Să vedem cum se prezintă serpentina la interiorul sobii după o perioadă mai lungă de neumblat acolo în interior. Să vedem cum se depune. Deci așa arată serpentina la interior. După mai multe săptămâni de funcționare și necurățare. Eu le obțin cu pielea să-i dau un pic așa, o piele lungă, cu mânier. Să încercăm cât de bine să... Deci dacă am bătut-o un pic așa, s-a curățat, nici nu mai trebuie să dau cu piele de sârmă. Era și pe exterior prins. Aici în ferul ăsta, ca să nu se deterioreze, cel mai bine se bat un pic așa și gata. Am bătut de două, trei ori și s-a curățat. E ca de jos acolo și se aspiră sau se trage cu ceva pe aici, pe la ușița de alimentare. Iar aici, partea de jos, când se adună în mai mult timp, când o să se adune mai mult, se poate trage cu aspiratorul. Să desfac și aici un pic. Mai rămas aici un pic deasupra. Bine, că acum nu prea am îndemnare pentru că filmez. Se duce foarte ușor, mă dau așa. Asta la câteva săptămâni e o treabă de 5 minute maxim. Și spunea cineva că se face mizerie cu întreținerea, cu... Nu, pentru că tirajul, lăs o fereastră deschisă să aibă tiraj foarte bun, hornul trage și praful ăsta care îl mișcă aici și cade, el se lasă în jos, nu se ridică deloc în sus. Nici un pic de praf nu se ridică în sus. Am mai dat un pic așa cu pielea. Pentru că când filmam nu aveam îndemânare. Deci se duce foarte ușor. Normal nu trebuie să dau cu pielea, numai cum ați văzut, am bătut un pic, o căzut așa ce era în gros și peste câteva săptămâni iarăși, sau poate chiar și luni de zile, pentru că el cade singur aici. Nu se prinde. Ce îmi place? Îmi place că nu face condens. Deși eu folosesc serpentina în pardosal aici, fac câte un foc la ceva, la câteva zile sau la 2 zile, sau cât mai fac apă caldă menajeră, deocamdată nu folosim non-stop aici. Și o luăm de la rece. E foarte rece, intră multă apă rece în centrală și totuși, până se încălzește un pic, bineînțeles, și totuși nu face condens. Deci treaba asta e foarte, foarte ok. Spun capacul și desfac și aici un pic. Iar aici așa arată. Tot așa, dacă mai bat un pic, nu e nevoie să insist. Mă ating un pic cu pielea să vede serpentina că e nouă.
Deci asta îmi place că nu se prinde. Bine că o să ating un pic mai bine așa cu pielea, dar fără să filmez, nu am îndemnare. Deci am văzut la o sobă normală, pusă serpentină în ea, ce fel de gudron făcea, deci nu se ducea așa. Deci era ceva care se prindea foarte tare. Așa un pic ca să tragă hornul praful. Hornul are tragere foarte bună. Deci așa arată schimbătorul ăsta la ieșire în evacuare. În hornul de evacuare. Vreo 5 metri de serpentină așa întoarsă, învârtită. Apoi intră în centrală, în sobă. Iar asta e cenușa rămasă după ultima ardere, pe peleț. Dau un pic cu sârma asta. Oricum, sunt niște peleți de fag. Iar am observat peleță de rășinoasă, de asta, de foioasă, de fapt, sau de brad, nu lasă atâta cenușă. Se descompune mult mai bine. Dar oricum nu lasă multă cenușă nici așa, dar față de brad mă refer. Aici n-am scos de mult timp. Deci nu mai știu de cât timp, dar foarte mult timp. Încă mai merge mult. Acum pun peleț și aprind din nou focul. Mai facem un pic de calci aici. Aici mai mult fac cald pentru las copiii jos, vin aici să se joace, să alerge. E liber, deocamdată nu suntem mutați aici și au spațiu mai mult de joacă. Se încălzește foarte bine partea seara jos și se pot juca. Și jumate, 2 minute așa durează până se aprinde cu butelia asta. Și gata. E rece, 14 grade aici. Acum pun buncărul. Îl umplu cu peleți. 5-6 kg de peleți aici. Și arde vreo 4 ore. Așa.